Numai ce ne-am gândit că trec valurile pandemice și o să ne putem bucura din nou de viață, că o să ne putem relua viața cât de cât normală. Bine, nu chiar ca înainte de pandemie, dar totuși cât de cât normală. Și ne-am trezit cu o criză energetică ce părea să prefigureze o criză economică. Și apoi a izbucnit războiul din Ucraina. Un război la granițele noastre, la granițele României. Evident, nu mai avem cum să dormim liniștiți. Grijile, neliniștile, gândurile nu ne mai dau pace. Dar totuși trebuie să facem ceva ca să ne regăsim echilibru, să scăpăm de aceste atacuri de panică cu care mulți dintre noi au ajuns să se confrunte. Trebuie să ne regăsim cumva ca să putem merge înainte, pentru că nimeni nu poate să stea foarte mult într-o asemenea stare de neliniște, de anxietate, chiar de depresie. Și cred că de ajutor ne pot fi și suplimentele alimentare. Altfel spus, plantele medicinale care, combinate după rețete fitoterapeutice, ne pot susține sănătatea, ne pot ajuta să ne recâștigăm echilibrul. Dar trebuie să înțelegem ceva. Suntem oameni, nu suntem niște aparate. Nu avem un buton pornit-oprit, un switch on-off. Astfel că nu putem să avem pretenția ca seara înainte de culcare să luăm o pastilă și să avem un somn liniștit, un somn odihnitor, fără efecte secundare și câte și mai câte. Nu, suntem oameni, nu suntem niște mașinării și atunci noi trebuie să ne pregătim pentru acel moment de a adormi. Trebuie să ne liniștim, trebuie să ne recăpătăm încrederea în noi, să scăpăm de griji, de neliniști și așa mai departe. După o zi foarte agitată, stresantă, cu multe probleme, acest lucru nu se poate face brusc. Și tocmai de aceea, după cum spuneam, există plante medicinale, există suplimente alimentare care ne pot ajuta, dar trebuie să știm să le luăm, trebuie să știm cum să le alegem și cum să le consumăm, cum să le administrăm. De exemplu, produsul Relaxirem de la laboratoarele Remedia. Se ia după cum urmează: un comprimat dimineața, în cursul dimineții până la prânz, și un comprimat seara, tocmai pentru că acest produs acționează asupra stării noastre. Acest produs conține 5 HTP, altfel spus 5-hidroxitriptofan. Este un aminoacid pe care corpul nostru îl produce dintr-un alt aminoacid, triptofan, care se găsește în carne, în lapte, în leguminoase, în nuci. Și acest 5-HTP, 5-hidroxitriptofan, se transformă în serotonină. Și de serotonină probabil ați auzit. Este un neurotransmițător care este responsabil, să spunem așa, de starea noastră psihică, de buna noastră dispoziție. Ne poate ajuta să ținem angoasele departe de noi, ne poate ajuta să ne reglăm somnul și să avem un somn odihnitor. Și acest 5-HTP din produsul Relaxirem este într-o formulă naturală, fiind din extrasul plantei Griffonia simplicifolia. Și așa cum spuneam, acest 5-hidroxitriptofan ne ajută în combaterea anxietății, a stărilor depresive, reduce atacurile de panică, reduce și durerile de cap, stimulează și memoria. Altfel spus, pe parcursul zilei ne ajută să ne recăpătăm echilibru, încrederea în noi, ne ajută să avem o bună dispoziție în timpul zilei, iar seara, înainte de culcare, ne ajută să ne pregătim pentru acel somn liniștit pe care ni-l dorim cu toții și ne ajută să avem și un somn odihnitor. Pentru că acest 5-HTP este, în plus, combinat și cu valeriană, cu pasiflora, cu roiniță, cu rodiola, cu acerola, cu magneziu marin, cu magneziu, cu vitamina B6. Toate elemente care ne pot ajuta foarte mult să avem o stare așa cum ne dorim și să avem și un somn bun, un somn odihnitor. Pentru că a doua zi dimineață să nu ne trezim așa cumva mai amețiți, mai obosiți de când ne-am culcat. Pentru că știți că, din păcate, se mai întâmplă și așa ceva. Ceea ce vreau să spun este că eu cred că suplimentele alimentare ne pot ajuta, mai ales în asemenea perioade dificile. Suplimentele alimentare fac parte din strategia mea de sănătate și vă recomand să le luați și dumneavoastră în considerare. Vă doresc multă sănătate, aveți grijă de voi și de cei dragi și, dacă vreți să îi ajutați pe cei în nevoie, dacă vreți să le pregătiți câteva pachete cu ce vă gândiți că ar avea nevoie, încercați să puneți și câteva suplimente alimentare în acele pachete. Cred că ar avea nevoie și de
asemenea ajutoare. Încă o dată, să auzim numai de bine.